Bună ziua, sunt Lucia Dincă și vă prezint știrile STV. Urmărim principalele titluri ale acestei ediții. Consiliul Județean Timiș promovează o campanie de reciclare a gunoiului. Prezenți la sfârșitul săptămânii trecute în localitate au implementat proiectul Sistemul Integral de Management al Deșeurilor din Județul Timiș. Joi după amiază, un colet misterios a fost lăsat în cadrul judecătoriei S. Nicolaul Mare. Băieții lui Căprărescu au pierdut pe teren propriu în fața celor de la Ripensia. Urmează ultima etapă din cadrul turului de campionat. De mai bine de 2 ani de zile, primăria orașului S. Nicolaul Mare promovează campania de reciclare a gunoiului și încearcă să elimine factorii dăunători de la periferiile localității. Astfel a fost închisă groapa de gunoi și s-au amenajat locații pentru vegetația uscată, dar și pentru resturile rezultate din demolări. La aceste acțiuni se alătură și Consiliul Județean Timiș, care săptămâna trecută a fost prezent în localitatea noastră pentru a promova și implementa proiectul Sistemul Integral de Management al deșeurilor în județul Timiș. Acest proiect este cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului operațional sectorial mediu. Am încercat să informăm cetățenii cu privire la acest proiect, beneficiarul fiind Consiliul Județean Timiș, informații legate de necesitatea introducerii unui sistem integrat de management al deșeurilor. Ne aflăm în campania de conștientizare publică. Cetățenii trebuie să conștientizeze că doar prin aportul voluntar al fiecăruia dintre noi putem practic să gestionăm eficient deșeurile. În acest proiect, pe lângă selecția gunoiului, va fi montat în localitatea noastră și un container tip clopot pentru sticle. Vorbim despre o colectare selectivă pe 3 fracții. Pe prima fracție se dorește o colectare a deșeurilor reziduale biodegradabile, cea de-a doua este cea a reciclabilor, iar cea de-a treia este cea legată de sticlă, care trebuie să fie depozitată în acele containere tip clopot. Protejarea mediului înconjurător este prioritar, iar Consiliul Județean face apel la primării, dar și la sprijinul cetățeanului. Mai sunt multe de făcut, atât în domeniul colectării selective, cât și în nedepozitarea deșeurilor în unele locuri neamenajate, pentru că am sesizat așa pe drum că mai există unele depozite create mici, depozite de gunoi, să zic, nu depozite la nivel mare, bineînțeles, mai pe marginea drumului mai, dar sper că și aceste lucruri se vor corecta și că populația va fi tot mai conștientă de necesitatea depozitării controlate în condiții sigure, pentru protecția mediului și sănătății populației, a deșeurilor. Tocmai de aceea este în curs această campanie de conștientizare a populației. Gunoaiele rezultate sunt transportate și selectate minuțios la depozitele ecologice și centrele de colectare. Sigur, S. Nicolaul Mare a fost printre primele depozite care s-au închis, groapa din S. Nicolaul Mare. S-au terminat lucrările anul trecut, iar tot de anul trecut, din septembrie, datorită faptului că au fost terminate stația de transfer și centrele de colectare, gunoiul de la S. Nicolaul Mare, deșeurile din S. Nicolaul Mare, trebuiesc transportate la centrul de colectare de la Jimbolia, de unde ele vor ajunge la Ghizela, unde avem facilitățile de tratare a acestor deșeuri. Sortare, tratare mecanobiologică și, în final, depozitare. Deoarece aș mai vrea să știu că scopul principal este de reducerea depozitării. Țara noastră, prin tratatul de aderare, are sarcini de reducere până în 2016 cu 65% a cantității depozitate. Autoritățile locale, împreună cu firma de salubrizare împuternicită, promovează selectarea gunoiului și luptă împotriva celor ce nu respectă regia și încă aruncă gunoaiele la periferia orașului. Astfel au fost montate camere de filmat în locurile unde odinioară se arunca gunoi, ce înregistrează 24 din 24 de ore, și au fost angajate persoane ce circulă zi și noapte pentru a preveni eventualele acțiuni de acest gen.
Joi după amiază, o geantă neagră a fost lăsată în cadrul judecătoriei S. Nicolaul Mare. În urma apelului la numărul de urgență, poliția, jandarmeria, pompierii, dar și echipa de pirotehniști au fost prezenți pentru a evita o eventuală tragedie. Toate acestea au fost doar un exercițiu minuțios pregătit. Două clase de elevi au fost prezente la acest exercițiu, detaliile fiindu-le prezentate de persoanele acreditate. Ne aflăm în curtea clădirii judecătoriei S. Nicolaul Mare. Tema exercițiului nostru de astăzi este modul de acțiune al forțelor în situația în care este depistat, găsit un colet abandonat în incinta instituției. În conformitate cu legea jandarmeriei, securitatea obiectivelor revine jandarmeriei. După cum vedeți, alături de forțele de jandarmi care sunt prezente la obiectiv, se mai află și un echipaj de pompieri aflat sub comanda domnului Major Simici și un număr de 4 suboficieri servanți care au misiunea de a stinge incendiu în cazul în care se propagă un incendiu. Alături de noi se mai află și un echipaj de poliție format din 2 agenți de poliție, conduși de domnul subcomisarul Sache, care este șeful poliției S. Nicolaul Mare. Aceștia au rolul de a izola zona și de a interzice accesul mașinilor și autoturismelor în zona în care are loc exercițiul. Scopul exercițiului de astăzi este pentru a vedea, verifica capacitatea de intervenție a efectivelor de jandarmi și a celorlalte instituții care sunt implicate în acțiuni de securitate a obiectivelor. Manevrează robotul, ok. Când trecem la neutralizare, adică îi dăm foc, orice trebuie să te retrag și eu mă retrag. Bine? Foc! Operațiunea s-a desfășurat conform planului, iar profesionalismul și experiența pirotehniștilor a fost clar evidențiată. O asemenea acțiune presupune răbdare, precizie și timp de reacție. Toate acestea sunt absolut necesare ca un pirotehnist să ducă la bun sfârșit o astfel de intervenție. Astăzi a avut loc un amplu exercițiu de tactic pus la punct de la începutul anului, în care s-a urmărit eliminarea unui obiect suspect din cadrul judecătoriei S. Nicolaul Mare, unde jandarmeria are obiectiv de pază. În urma descoperirii acestui obiect a fost solicitat serviciul specializat din cadrul SRI, Direcția Județeană Timiș, colegii noștri specializați în dezamorsarea unor astfel de obiecte periculoase. L-au dezamorsat, evitând producerea unor incidente nefericite. Împreună cu colegii noștri de la ISU am reușit să ne mobilizăm și am evitat producerea unui eveniment nefericit. Această intervenție a fost doar un exercițiu, însă datorită tensiunii ce s-a abătut peste Europa, pirotehniștii sunt într-o continuă alertă. După terminarea exercițiului, copiii prezenți au avut ocazia să se apropie de cei ce asigură ordinea zi de zi și păzesc siguranța cetățeanului. Weekendul trecut, poliția rutieră împreună cu cea locală au fost prezente pe șoselele naționale. Cei vizați au fost de această dată conducătorii de mopede, care de cele mai multe ori nu respectă legea. Din acest motiv, razile nu au avut loc doar în localitatea S. Nicolaul Mare, ci și în localitățile Cenad, Periam și Variaș. Sancțiunile nu s-au lăsat așteptate, acestea fiind urmate și de amenzi contravenționale. De această dată, nu șoferii de autoturisme au fost vizați, ci cei care conduc mopedele. În cursul săptămânii trecute am avut, din păcate, înregistrate la nivelul poliției S. Nicolaul Mare mai multe evenimente rutiere, în special pe zona rurală. Având în vedere aceste aspecte, am organizat la nivelul poliției S. Nicolaul Mare, incluzând și cele două secții de poliție rurală, respectiv secția 11 S. Nicolaul Mare și secția 12 rurală Periam, o razie pe linia prevenirii accidentelor rutiere și s-a urmărit în special cauzele generatoare de accidente. Una din cauzele generatoare de accidente la nivelul poliției S. Nicolaul Mare este aceea a nerespectării obligațiilor ce le revin conducătorilor de mopede. Sâmbătă, după cum ați menționat și dumneavoastră, pot preciza faptul că
S-a organizat o razie cu efective mărite, atât din cadrul Poliției Orașului Nicolae Mare, cât și din cadrul Serviciului Poliției Rutiere. Ocazie cu care s-a acționat în special și nu numai, în special pe zona rurală. Nereguli au fost semnalate, iar amenzile nu s-au lăsat prea mult așteptate. Am avut surpriza să constatăm un număr de 15 infracțiuni cu precădere comise de către conducătorii de mopede. Spre exemplu, în Cenad am avut un număr de 6 infracțiuni de acest gen, respectiv conducere fără permis și neînmatriculat. Marea problemă care încercăm să o eliminăm ar fi aceea că în continuare, conducătorii de acest tip de vehicule nu înțeleg ce obligații le revin, deși au la cunoștință că trebuie să posede de permis de conduce, trebuie să ca acele mopede să fie înregistrate sau înmatriculate în circulație, totuși continuă să circule și să comită infracțiuni la regimul circulației. Un lucru important pentru conducătorii de mopede este că atunci când circulă pe drumul naționale, trebuie să o facă doar pe un singur rând. Conducătorii de mopede sau motociclete, cât și persoanele transportate de acestea, sunt obligate să poarte o cască de protecție omologată. De asemenea, în cazul acestor vehicule, este obligatorie folosirea luminilor de întâlnire pe toată durata deplasării pe drumuri publice pentru a fi mai bine observate în trafic. Marți după amiaza, în jurul orelor 15, grav accident de circulație a fost semnalat pe DN6 în direcția Vama Cenad. Un autocar plin cu călători ce se îndrepta spre Italia s-a izbit violent de o mașină. Doi oameni și-au pierdut viața, iar mai mulți au fost răniți. Accidentul s-a petrecut într-o curbă între S. Nicolaul Mare și Cenad, în apropiere de mănăstire. Impactul frontal a fost deosebit de violent, astfel că șoferul autoturismului, un italian în vârstă de 78 de ani și pasagera din dreapta, au murit pe loc. Pe DN6, între orașul S. Nicolaul Mare și localitatea Cenad, s-a întâmplat un eveniment rutier grav de circulație. Deplasându-ne la fața locului, am constatat că impactul a fost frontal între un autoturism marca Ford și un autocar care se deplasa de la Craiova în Italia. Momentan efectuăm cercetările, încă nu știm exact cauzele producerii accidentului. Stația de pompieri S. Nicolaul Mare a intervenit la un accident rutier cu două autospeciale, accident rutier produs între un autocar și un autoturism. Am intervenit cu accesorile de descarcerare la autoturism unde erau blocate două victime. Din păcate le-am deblocat, dar erau decedate. Impactul deosebit de grav s-a auzit de foarte de departe. A intrat pe contrasens, am încercat să șoferul care era la autocar a încercat să le evite și n-a putut să le evite. A intrat direct în noi. În autocar, permis, nu, foarte grav, puțin, o lovitură mică la picior. Picior, mâini, cam atât. Am stat în peco o oră, aveam alte autoturisme în fața noastră, noi eram singuri pe stradă ca șoferul să fie obosit. Ce au schimbat șoferii între ei, nenea cu mașina sau cine simt, a pierdut controlul. Probabil. Au făcut de două ori stânga dreapta. Probabil. Băiatul de la volan de la autocar a vrut să le schiveze, să iese în afară. Nu, mortul, mă refer. Părții carosabile, dar n-a putut să le evite. Da, și asta a fost. N-am fost atentă, eu nu eram atentă. Când m-am trezit, eram deja pe câmp. Deci am avut un înger păzitor, pot spune. Nu observat absolut mai nimic, pentru că mă uitam în telefon, ne-am trezit direct aici, în rest. În autocar se aflau 26 de persoane ce mergeau cel mai probabil la muncă în Italia. Nu era niciun copil în autocar. De mai bine de două săptămâni, în localitatea noastră au fost amplasate câteva containere pentru reciclare de haine, pantofi și jucării. Această inițiativă vine din partea unui ONG timișorean și activează deja în peste 10 județe din vestul țării.
Cetățenii localității nu mai trebuie să-și păstreze lucrurile nefolosite în saci dosite prin colțul casei. Primăria împreună cu Consiliul Local și un ONG timișan au implementat o campanie de reciclare a acestor obiecte. A apelat în urmă cu aproape un an de zile la noi, am avut o solicitare către Consiliul Local, un ONG din Timișoara care funcționează deja cu succes în cam 15 județe din vestul țării, Ardeal, Banat, Transilvania, și practic se ocupă cu colectarea de deșeuri din material textil, mai bine zis haine uzate, dar și haine bune. Ca o paranteză fiind spus, cam toți avem prin gospodării lucruri de acest gen. Și ei nu doar că se ocupă cu această colectare, dar în urma ridicării respectivelor containere, ei efectuează o muncă, să zic așa, un voluntariat de sortare, de dezinfectare, de spălare, și cele care nu mai pot fi folosite sunt duse la distrus și cele care sunt se pot refolosi o să fie date la familii cu cazuri sociale și așa mai departe. Este un lucru benefic pentru că, așa cum am mai spus, există deșeuri de orice fel și orice gen în fiecare gospodărie și s-a ajuns chiar la, pe timp de iarnă, unii să le pună pe foc și să degaje mirosuri neplăcute și vrem să evităm acest lucru. Sau s-au primit sub acea formă de ajutoare tot felul de haine, saci, uitați, nu de cei care au adus, de cei care l-au primit. Și a rămas în locuințele respective practic un focar de infecție semnalat de către vecinii respectivilor posesori de așa bunurile respective. Containerele sunt bine poziționate, acestea acoperind cartierele mari din oraș. Eu zic că la această oră cele patru containere chiar au fost implementat respectivul proiect cu succes, fiindcă În ultimele weekenduri, de când au fost amplasate, am primit telefoane și semnale că pe perioada weekendului oamenii mai lucrează și își fac ordine și curățenie în gospodărie acum pe perioada de toamnă, și chiar unii au aflat de existența lor, dar nu știau unde sunt poziționate. Și chiar s-a bucurat de un real succes acest proiect. Cele patru containere sunt amplasate, unul în zona Pieții, unul în drumul Timișorii, lângă fosta moară, unul în zona blocurilor Republicii, care se deservească și zona Panselor, care are o aglomerare mai mare urbană, și una în zona de pe blocurilor de pe Gheorghe Lazar. Campania este susținută de primărie și Consiliul Local, iar aceste containere vor rămâne în orașul nostru un an de zile. Cum bine ne-am obișnuit, Primăria orașului Sân Nicolaul Mare și Consiliul Local organizează anual, în luna decembrie, diferite activități destinate cetățenilor orașului. Astfel, data de 1 decembrie este Ziua Națională a României și va fi o zi plină de activități. Începând cu ora 11, va avea loc depunerea de coroane la Monumentul Eroilor Români ce au luptat pentru apărarea statului. Evenimentul se va desfășura în fața Școlii Generale numărul 1 Teodor Bucurescu. Servirea tradiționalei rețete române de fasole cu cârnați pregătite la cazan va avea loc la piața agroalimentară, începând cu ora 12, tot în aceea zi. Pe data de 5 decembrie, ora 14, sala de sport Ioan Morad din Sân Nicolaul Mare va fi gazda tradiționalei întâlniri a pensionarilor din cadrul Asociației Pensionarilor Seniorii Sân Miclăușeni, ocazionată de venirea sărbătorilor de iarnă. Invitați vor fi la spectacol toate ansamblurile de dansuri populare din oraș și Mihaela Petrovici împreună cu formația. La ora 19 va avea loc aprinderea luminilor de Crăciun în fața primăriei, invitată Mihaela Petrovici împreună cu formația. Pe data de 16 decembrie, sala de sport Ioan Morar va fi din nou gazdă pentru tradiționala întâlnire a copiilor cu Moș Crăciun. La ora 12 vor fi prezenți copiii din clasele 1-4, iar ora 16, grădinițele. Pe data de 19 decembrie, la Biserica Catolică din oraș, începând cu ora 17, va avea loc un concert de colinde cu toate religiile, bisericile din oraș. 31 decembrie, începând cu ora 12 noaptea, va fi dedicată artificiilor.
Asociația Pensionarilor Seniorii Sunt Miclăușeni anunță că din data de 12 noiembrie 2015 a început distribuirea invitațiilor pentru ridicarea cadourilor de sărbători. Pensionarii membri ai asociației sunt așteptați de luni până joi între orele 9 și 13 la sediul principal al asociației situat pe strada Republicii în incinta Castelului Nacol la Demisol. Și anul acesta, Asociația Seniorilor Sunt Miclăușeni au desfășurat o sumedenie de activități menite să aducă bucurie pensionarilor. Ca de obicei am început cu întâlnirea de Paște, după aceea am început să dăm invitațiile pentru balul tradițional, bineînțeles, după aceea am început cu înscriere pentru excursie unde a fost în Belgrad, bineînțeles, a fost vreo 450 de persoane și după cum am auzit, a fost frumos și le-a plăcut. Când am terminat cu excursiile, atunci am avut întâlnirea aceea cu Ziua Internațională a Oamenilor Vârstnice. Acolo iarăși a fost un program artistic și cu tombola care foarte multă lume a câștigat, să știți. Nu am terminat bine cu întâlnirea acela din asta, am început cu distribuirea invitațiilor pentru Moș Nicolae și cred că acest eveniment este ultimul pe acest an. Acum, la sfârșit de an, Asociația Seniorii Sunt Miclăușeni, împreună cu Primăria Orașului, au mai demarat încă o acțiune ce va avea loc pe data de 5 decembrie, începând cu ora 14. Am început să distribuim invitațiile și îi rog din suflet să vină până în data de 27 noiembrie. Distribuim invitațiile deoarece întâlnirea o să fie în 5 decembrie, într-o zi de sâmbătă, la ora 2, tot așa, la sala de sport Ioan Morar. Îi rog din suflet să vină cât mai repede, cine are de gând să se întâlnească cu noi, cu carnetul de membru și plătite la zi, bineînțeles, și ca să le dăm invitațiile. Asociația Seniorii Sunt Miclăușeni a luat ființă în urmă cu 5 ani de zile. La început figurau pe liste membrii doar 50 de pensionari, acum numărul acestora depășește 1500. Urmează știrile din sport. Ultima etapă desfășurată acasă cu oaspeți de la Ripensia nu a adus bucurie echipei, dar nici celor prezenți în tribune. Băieții lui Căprărescu nu au reușit să aducă golurile victorioase și astfel, aproape de finalul turului de campionat, victoria se lasă așteptată. Deși albaștrii Sunt Miclăușeni au încercat să se mobilizeze și să înscrie în poarta adversă, totuși tabela de marcaj la finalul celor 90 de minute regulamentare de joc arăta un scor favorabil doar echipei oaspete. Da, este adevărat. Nu e rezultatul pe care l-am scontat noi. Am pierdut cu 3-1. Primele două goluri am luat pe două greșeli foarte mari. Unul dintr-o fază fixă, unde noi, cei care ne apărăm om la om, nu în zonă, cineva ar fi trebuit să marcheze. Singurul om de-a lor în fața porții care a marcat de lângă 5 de ai noștri, am zis că o să studiem, pentru că meciul a fost înregistrat, o să studiem caseta să vedem cine a făcut marcaj în acea fază. Și cel de-al doilea gol, pe fondul dominării noastre în perioada asta, am pierdut mingea undeva la 70 de metri de poarta noastră. Cel care a pierdut mingea a alergat 70 de metri să recupereze greșeala și, ce să vezi, fault în careu după 70 de metri. Thank you.
Astea sunt lucruri care, eu știu, le învățăm la copii și junior și cu toate astea noi, cei de la senior, le facem. Mă supără foarte tare lucrurile acestea, dând dovadă de irresponsabilitate. Nu ne asumăm deloc fazele jocului și, așa cum am spus, le-am spus și lor, gata, am terminat cu lucrurile astea, o să trecem la penalizări, pentru că nu e normal să joci bine, să controlezi jocul și la final să pierzi cu 3-1, pentru că într-un final rămâne scorul. Peste 2 ani ce ne amintim? Ne amintim de faptul că ne-a bătut pensia. Nu din ce motiv, nu ce greșeli am făcut noi și pentru asta eu zic că lucrurile bune pe care le faci pe parcursul turului, chiar pot să spun că am făcut lucruri bune, singurul lucru care ne-a nemulțumit sunt acele greșeli personale și de care eu nu mai vreau să le trec cu vederea. După această etapă, echipa seniorilor se menține pe locul 6 în clasamentul diviziei de județene. Urmărim informațiile despre vreme. Sfârșitul acestei săptămâni se anunță friguros, maximele de peste zi vor oscila între 8 și 11 grade Celsius, iar minimele noaptea vor fi cuprinse între minus 3 și 0 grade Celsius. Începutul și mijlocul săptămânii se continuă cu temperaturi scăzute și posibile precipitații își vor face apariția. Sfârșitul săptămânii viitoare anunță primii fulgi de neam, maximele de peste zi vor oscila între 7 și 9 grade Celsius, iar minimele noaptea vor fi cuprinse între minus 1 grad și 1 grad Celsius. Acestea au fost știrile, rămâneți alături de noi, urmează emisiunea Oamenii Locului. La revedere!